Mie îmi place când există astfel de debate-uri. Adică cred că, până la urmă, de asta am și făcut film despre Ilie Năstase. E un personaj spumos cu atât de multe prostii făcute și cu atât de multe... atât de ușor îl poți acuza și să-i sar la gât. Astea sunt personajele care mi se par interesante. De ce am vorbit despre oameni terni, plicticoși, care n-au nimic de spus sau care fac totul by the book și politically correct? Acum am ajuns să trăiesc vremuri în care vorbesc de zona pe care o știu. Filmele, te uiți la festivaluri mari, nu înțelegi de ce anumite filme sunt premiate. Ajung acolo în selecție să fie premiate. Pare că totul este făcut urmarea unor analize de laborator în care cineva hotărăște câte femei trebuie să fie prezente, câți bărbați, subiecte de un anume fel, minorități sexuale și mai departe. Adică mi se pare că devine, asta mi se pare înspăimântător, se vorbește foarte puțin despre calitate, emoție, ce transmiți, mesaj. Când am citit, am zis, wow, it's a movie. Îți vorbește și mi-am dorit asta despre toată relația asta noastră neconsumată, de fapt, cu trecutul. Și am avut senzația, lucrând la documentare, că tot gunoiul ăsta băgat sub preș de armată, de securitate, dar în special de armată în cazul ăsta, în ceea ce privește implicarea lor în evenimente, nu are cum să nu iasă la suprafață, nu are cum să nu lase urme în mintea oamenilor, în societate. Adică noi, până la urmă, suferim și din cauza acestei lipsei unei asumări bărbătești a trecutului, a acelei perioade, a unor greșeli, a unei manipulări pe scară largă, a unor greșeli umane, de leadership. Lucrurile astea, nefiind spuse clar, cu subiect și predicat, asta lasă urme așa, pe termen lung. Dragi prieteni, vă salut și vă zic pe drept cuvânt că-s bucuros de o nouă întâlnire. Astăzi am ca invitat un om al generației mele, un pic mai tânăr decât mine, născut în 1972 în comunism, membru al generației care a copilărit cu cheia la gât, jucându-se prin fața sau printre blocuri, și a experimentat o adolescență și o tinerețe ca mine, marcată de bucurii, dar deopotrivă și de lipsuri, restricții și frustrări. Și care a privit cu imensă speranță și chiar cu naivitate, el însuși o declară, mișcarea de eliberare din 1989 și și-a început cariera, ca mine, în ultimul deceniu al mileniului trecut. Regizor, scenarist, producător de film, director de festival, fost director al televiziunii naționale, tenismen în devenire. Mai pe scurt, un exponent al generației de aur a filmului românesc. Tudor Giurgiu, pe drept cuvânt, încântat să te revăd și mulțumesc că ai acceptat invitația de a-mi fi oaspete azi. Mă bucur de revedere și am tresărit când ai spus membru al, mă gândeam că o să spui, al Uniunii Tineretului Comunist, UTC-ul de pe vremuri, de care nu prea se putea scăpa. Nu știu de ce, când ai început așa oficial, zic, aoleu, zic, te demasc. Mă demaști. Și ai fost membru UTC? Păi, cum? Puteai să... Habar n-am dacă puteai să spui nu. Eu n-am spus, adică părea că e așa, vine la impuse. Aha, deci ai făcut compromisuri din acea vreme. Eram, da... Am făcut pactul cu regimul. Da, era absolut comic. Am tras cu arma, țin minte. Te duceau la... De fiecare dată când mă duc la Cluj, facem o petrecere a festivalului de film TIFF într-un loc
care e un teren viran unde se executau, se făcea pe vremuri tragerile, te scoteau de la liceu și te duceau să tragi cu pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. PTAP. Prostie, da. Fără margini. Îmi aduc aminte. Ai pomenit de TIF, vorbim și de TIF, evident. N-aș vrea să scap momentul de a-ți spune la mulți ani că nu te-am văzut. Mulțumesc. De 20 iunie. 20 iunie ai aniversat 51 de ani. Cum e la 51? La fel ca la 50. Și la 50 cum e? Am simțit așa că devin în fine matur și foarte stăpân pe mine, pe mijloacele mele de exprimare și cumva, nu știu dacă asta s-a întâmplat în 50, la 49, dar în orice caz e un semn de acumulări și acumulările astea ajung să se vadă, să se simtă. Și cumva devii, sau eu cumva am ajuns să am o relație mai bună cu mine la față 50. De, da. Mi-aduc aminte de de o butadă la 50, printre altele, sexul devine mai palpitant pentru că nu știi dacă e orgasm, cârcel sau infarct. Da. Foarte bună asta. Da. Spune-mi, te rog, ai închis recent o a 23-a ediție a TIF-ului. O să vorbim mai pe larg, dar în două vorbe așa de debut, cum a fost TIF-ul anul ăsta? A fost un succes mai notabil decât edițiile precedente? Eu nu mai pot da seama cum alții pot să dimensioneze acest succes. Și mi-e foarte greu să emit judecăți axiologice, da, 23 a fost mai bun ca 18, habar n-am cum e asta. Pot doar să spun că a fost o ediție plină de entuziasm al publicului, dovadă că au venit mai mulți ca anul trecut. Erau multe vedete internaționale, lucru care nu s-a întâmplat în fiecare an. A plouat mult, ceea ce a fost așa un semn straniu al ediției ăsteia și on the top am avut și eu niște filme pe care le-am arătat acolo, lucru care mi-a complicat viața, am și eu vari îndatoriri acolo, de la unele de protocol până la altele de management echipă, și când la astea s-au suprapus și niște proiecte personale, mi-a fost foarte greu de dus la capăt, dar lumea spune că a fost una din cele mai bune ediții. Și în termeni statistici? În termeni statistici am avut o creștere, cred, de spectatori, dar și de venituri din vânzări de bilete de peste 7-8% față de anul trecut. Anul trecut fiind la fel, mai același procent față de 2021. Deci, cred că e bine asta. Adică e un semn de sănătate a construcției noastre și, cel mai important, e lucru care pe mine unul mă bucură cel mai tare, faptul că publicul întinerește. Știi, câteodată aveam N discuții cu colegii mei, cum facem să fim relevanți și pentru cei care vin după noi. Și ne tot gândeam la vari strategii, câteodată, știi, campanii, dar lucrul care îl faci, de fapt, sau semnalul că faci un lucru bun, e ăsta. Că, de fapt, fără să faci fiecare an, nu știu ce, campanii savante, lucrurile se întâmplă organic, se întâmplă firesc, și am avut săli de cinema unde 75%, așa s-a întâmplat la proiecția filmului meu, erau oameni născuți după 1990. Și asta cumva pe mine m-a bucurat, pentru că recunosc că am spaima asta, știi, câteodată de a fi atât de prins de chestiunile astea, de ce facem cu programul, cu cum ne gândim la ediția asta, și uiți să te uiți, știi, să ai o privire de ansamblu și să-ți dai seama că, de fapt, întrebarea esențială e cui te adresezi, cine mai e interesat de evenimentul ăsta pe care îl faci. Pentru că dacă vin aceiași oameni, o să ne trezim o gașcă de pensionari uitându-ne la niște filme. Din fericire, nu e cazul. Și asta mi se pare cel mai important, că am reușit cumva să vină mulți tineri. O să-mi permiți să revin asupra TIF-ului și asupra producțiilor tale. Și aș lua o leacă școlărește, chiar dacă
pentru că mi-a plăcut foarte mult ce ai povestit tu din copilăria ta și mă gândeam chiar în pregătirea întâlnirii cu tine cum aș putea structura un pic dialogul cu tine și mi-am zis că n-am cum să ratez traseul tău. Și aș începe cu traseul tău, cu debutul carierei tale, aș vrea să te provoc să vorbim puțin despre filmele tale, despre film în general și despre libertatea expresiei artistice în lumea contemporană, mai ales în vremurile nebune pe care le trăim, despre festival și, nu în ultimul rând, despre sport. Pentru că ne aduci în lumea sportului ultimul tău documentar. Dar prima mea curiozitate, ca să o iau de la început, cum i-ai povestit tu, pe scurt, băiatului tău, cel mare, ca, da, să zicem că ne îl avem pe el ca interlocutor, trebuie să-i spui în trei fraze cum a fost copilăria ta în comunism. Ca să priceapă și el, totuși. Mi se pare una din cele mai grele teme pe care un adult azi o are, pentru că A, ei nu sunt interesați de asta, B, nu înțeleg, C, nimeni nu le-a, cumva, informațiile pe care le-au primit în școală sunt total nerelevante, terne și nu, fără sens, cumva. Deci, probabil, i-aș spune doar, era un amestec straniu de încorsetare și de sentimentul că nu erai liber, că trebuia să stai la cozi după mâncare, după pâine, cu totul pe cartelă. Deci, n-aveam căldură, n-aveam curent, în egală măsură ne distram extraordinar și erau chefuri și petreceri și bancuri și o cultură de asta underground și o cultură de fapt de a rezistenței în comunism, care mi se pare, ne bucuram ca niște proști auzind șopârlele unor actori, le mai strecurau ei în spectacole și mi se părea că aoleo, ce act mare de curaj. Prostii, evident. Da, uite, îmi aduc aminte acum de un dialog, nu știu dacă este real sau este inventat, dar chiar dacă e inventat, e savuros, între doi copii. Primul îi zice celui de-al doilea, auzi, știi ceva, mi-a zis tatăl meu, fii atent aici, mi-a zis tatăl meu că în vremea comunismului nu existau decât 2 ore de TV pe zi. Și celălalt îi răspunde, păi și ce e rău în asta? Aveai tot timpul să stai pe net. Absolut corect. Tot timpul să stai pe net. Acum, eu nu știu dacă generația actuală înțelege cu acuratețe ceea ce Taman ai spus. Că în ciuda tuturor restricțiilor pe care le confirm, le-am trăit și eu, noi ne bucuram. Era cumva o stare de prizonierat amestecată cu o stare de libertate. Eu țin minte, sau am această amintire despre exemplu acum a Costineștiului de pe vremuri. Am fost acolo în clasa 11 în vacanță și de fiecare dată când mai calc, rar e drept, în prezent, în Costinești, mă apuc un sentiment de tristețe, pentru că e unul din acele multe exemple de, știi, loc pe care tu îl asociezi cu o parte din tinerețea ta, din adolescența ta și care s-a deteriorat iremediabil. Dar sunt absolut convins că cei tineri, fiul meu cel mare, cum spui, sunt convins că el își poate găsi, chiar merge vara asta acolo și ei își găsesc niște oaze, de fapt, de bine sau de
distracție acolo, dar ceea ce trăiam noi pe vremea respectivă era acest fenomen interesant de luai o gură de aer, te hrăneai din concerte și din bancuri spuse noaptea de către varii grupuri, era Divertis, Vacanța Mare, nu contează, pe un beznă total, cântece la chitară, era un anume tip de a consuma ceea ce era interzis, de fapt, și ceea ce nu mai era voie să auzi, o cultură oficială care era într-o cu totul altă zonă decât cultura populară la care aveam noi acces. Și amintirile astea sunt cumva de neuitat și sunt de neprețuit în contextul a ce vorbim. Mi-a plăcut foarte mult o poveste pe care ai spus-o cândva, care s-ar putea numi pregătirea campionatului mondial sau european. Da. Și mi-a plăcut foarte mult în povestea aia că tu ziceai că intrai într-un ritual. Ca într-un ritual te duceai la nenea care știa să facă antene de prins ungurii televiziunea maghiară. Și ca un ritual pregăteai și naveta de bere cu care o puneai în Dacia și Dacia se încolona, ca la un ritual să urce dealul Feleacului, unde apărea primul meci la ora 6, urmau micii și berea de rigoare și al doilea meci la ora... Începea la ora 10, da. Și pe urmă coborau... Toate se înșirau așa, ieșeau din tot felul de... poienițe de sud din pădure și era un cortegiu uriaș de mașini care defluiau apoi spre Cluj. Era o imagine incredibilă. Ar înțelege băiatul tău asemenea fenomen? Cred că ar înțelege, adică, dar e că aminteai de episodul ăsta și la rândul tău îl descrii foarte vizual. În continuare am în cap să fac un film despre asta, pentru că e copilăria mea acolo și sunt niște imagini atât de iconice pentru generația noastră, încât cumva mi-ar părea rău ele să nu rămână imprimate într-un fel. Copilul de atunci, la care faci referire, stătea și asculta și la radio meciuri de fotbal, pentru că nu toate erau difuzate la televizor. Așa am învățat puțină spaniolă, ascultând crainicii de la radiodifuziunea spaniolă, am învățat un pic de maghiară, măcar ce înseamnă cartonaș galben, fault, offside și așa mai departe. Și tipul ăsta de episoade, sigur, au culminat și cu întâmplări nefericite, dacă ții minte, dezastru de la finala Cupei Campionilor Europeni din Belgia, da, da. Când stadionul Heysel din Bruxelles Juventus contra Liverpool. Da. Da. Și țin minte, atunci eram în aceeași pădure de pe Feleac, când ploua infernal și lumea n-a plecat, dar vedeai, meciul era văzut la niște televizoare sport mici, un format mic de televizor alb-negru, eram acoperiți de niște folii uriașe de plastic și stăteam în mașini uitându-ne la televizor, și peste televizor era acest harnașament complicat cu plastic. Și în momentul în care s-a întâmplat toată catastrofa asta, țin minte că era foarte, a fost greu de privit, nu înțelegeam, iar apoi momentul când s-a plecat din pădure era așa copleșitor, pentru că ploaia cred că se mai oprise și era o tăcere de asta foarte, foarte cumplită, așa, o tăcere, nu mai erau claxoane, nu mai era distracție, era foarte apăsător. Entuziasmul fusese înlocuit cu o atmosferă de tristețe. Da, mi-aduc aminte acel meci, într-adevăr. Spune-mi, te rog, făceai referire într-o discuție pe care ai avut-o cu cineva despre anii 90, trecem puțin și de revoluție, dar ne întoarcem puțin la revoluție, că aș vrea să vorbim și despre noua ta producție, dar făcând referire la acel deceniu 90-2000, îl calificai haotic. De ce ai găsit taman acest cuvânt, să-i zici că a fost haotic? Pentru că nu poți să caracterizezi
altfel o țară și o societate care trebuia reclădită, reconstruită, reașezată, ori după un după ce moare un sistem, nu? Lumea a încercat să reclădească altceva, dar nu poți să reclădești decât după ce străbați inerent un haos, pentru că a fost un haos la toate nivelurile, instituțional, social. Ne aducem aminte de mineriade, de proteste, financiar, Caritas, adică anii aia pentru mine au fost cumva, s-a și potrivit că am ajuns în București și a fost așa o foarte brutală aclimatizare într-un oraș foarte diferit. Eram singur, plecasem de acasă, Cluj era cu totul altfel și la asta s-a suprapus și acest haos general, dar, în fine, căruia eu îi găsesc și acum virtuți, dacă vrei, poate doar artistice, pentru că în rest nu ai ce să... Adică mi s-a părut în... Custurițiene. Da, adică era... E cel mai interesant moment, știi, social și cultural. Mi-aduc aminte, am stat primele cozi la carte, lângă universitate, nu? Se băga Cioran, Noica, da, Blaga. Mamă, eram, cum să spun, wow! Adică momente care, astea cred că ar fi greu de explicat unor oameni tineri, știi, să felul în care se devorau ziarele, presa scrisă, orice, oricine avea, cum să spun, flair, un pic de antreprenoriat, putea să facă bani mulți, erau perioade de... Adică asta mi se pare fascinant, de fapt, în această traversare haotică a acelor ani. Și pentru tine personal, trecerea de la Cluj la București a fost dificilă? Da, pentru că București e un oraș, era și cred că mai e în continuare, dar era un oraș dur și un oraș unde nu ești primit așa cu mâinile. Trebuie să-ți faci loc, trebuie să-ți găsești drum, trebuie să-l înțelegi, să-l... Eu eram crescut altfel, nu înțelegeam ce vorbeau oamenii aici, erau tot felul de expresii și cuvinte pe care nu le pricepeam, literally. Nu, am intrat în școala de film, Academia de Teatru și Film, și primii 2 ani au fost foarte complicați pentru mine. Te înțeleg foarte bine, mai ales că te întrerup mai pentru o mică povestioară. Eu însumi am avut, venind dinspre Suceava, am avut aceleași dificultăți și locuind în perioada în care dădeam admitere la facultate, la o mătușă, la fel, care lucra la o fabrică de pâine cu soțul ei, și a venit cineva, a sunat într-o zi cineva la ușă și mi-a zis: auzi, Nicu, bună ziua, bună ziua, Nicu este acasă? Nu, Nicu e la servicii, răspund eu. Transmit ceva și omul îmi spune, transmite că a venit Petrică după furnir. Și am zis, bine, îi transmit. Am închis ușa și m-am întors și m-a zis, a venit Petrică după furnir. Dar Nicu lucrează la brutărie. Ce are treabă Nicu, munchiul meu, cu furnirul? Dar zic, nu-i treaba mea să merg cu curiozitățile, da, prea departe. Și când a venit Nicu acasă de la brutărie, i-a spus, vezi că te-a căutat Petrică, care a venit după furnir. Și Nicu a zis, ok, bine, las că vorbesc eu cu el. Și a doua zi, când am ieșit din bloc, înspre metrou, undeva în Crângaș, văd o plăcuță cu Strada Furnir. Venise Petrică de pe strada Furnir. Furnir. Da, evident. Da. Da, înțeleg foarte bine ce spui. Și da, profit de ocazie, de comparația Cluj-București pe care o faci, să te întreb ceva. Că mi-ai stârnit curiozitatea când explicai tu cândva de ce ai ales Clujul pentru a fi gazda Tifului.
Și am înțeles perfect. Nu doar că e orașul tău natal, că cinematografele sunt mai apropiate unele de altele, că infrastructura e mai potrivită decât la București sau la Timișoara sau la Iași. Sau la... Și ziceai, ai lăsat într-o coadă de frază o afirmație care mi-a ridicat sprânceana. Clujul, în ciuda unor probleme încă nerezolvate cu comunitatea maghiară. Există așa ceva la ora asta? Au existat, există și probabil or să rămână. E o bubă acolo nevindecată, din păcate. Și asta o spune, românii și maghiarii trăiesc în... Sunt două insule în același oraș. Eu nu simt asta când ajung la Cluj. Nu simți, dar ele există și asta ți-o spune unul care am fost nu doar, cum să spun, am militat pentru dialog, pentru a ne cunoaște. Prietenii mei cei mai buni au fost maghiari, colegii mei de bancă, la liceu, la școala generală au fost maghiari. Sigur, trimiși de părinți să învețe la școala română, să învețe română. Din cauza asta n-am putut eu să învăț prea bine maghiară și m-am apropiat de ei și am fost... mie îmi sunt foarte dragi ungurii, cum le spunem noi, dar mi-am dat seama, odată ce am plecat de acolo, de fapt că eu nu știu aproape nimic din cultura acestei minorități, din istoria lor în Cluj. A fost sute de ani în Cluj, a fost sute de ani în imperiu. Tot ceea ce, nu, ne uităm azi în Cluj, spunem wow, păi să spun, e rodul unei societăți și a unei culturi care a lăsat nu doar o arhitectură extraordinară, dar a lăsat niște urme la nivel cultural. Să nu uităm, acum 100 și ceva de ani, Cluj era al doilea mare centru de producție cinematografică din partea asta de Europa. TIFF-ul nu a apărut, cred, din așa, că mi-a venit mie într-o... Da, mi-a venit mie ideea asta, dar la Cluj exista acest nucleu de cinefili, oameni care au fost, gustul ăsta pentru a merge la cinema a venit datorită lui Ianovici Ienă, acel pionier al cinemaului și om de cultură clujan, maghiar fiind, care cumva a fost cel care a pus bazele culturii astea vizuale și de cinema. Deci maghiarii frecventează anumite baruri, anumite locuri, românii altele, lucrează prea puțin împreună. Ei, dacă îi întreb pe cineva, ce camere video sunt în Cluj? Păi românii și le știu pe ale lor, maghiari. Adică sunt rare ocaziile și TIFF-ul e unul dintre ele unde lucrăm împreună și suntem împreună și mi se pare esențial să fie așa. Dar în rest, e o problemă, cred, perpetuată de comunism și apoi, evident, administrația Funar a desăvârșit-o în a radicaliza taberele, în a face să nu se înțeleagă, în a nu înțelege că de multe ori există obiective comune. Deci s-a făcut prea puțin, cred, pentru a lega cele două comunități. Și de asta spun, orașul are problema asta încă nerezolvată. Încă nerezolvată, înțeleg acum. Spune-mi, în copilărie, mă întorc un pic la copilăria ta și la adolescența ta, până să ajungem la modelele pe care le-ai avut în facultate. Cine ți-a fost mentor? Nu prea am avut parte de așa ceva. Vorbim de niște ani, am povestit de ei la început, complicat sub comunism, dar îmi aduc și acum bine aminte de întâlnirea cu o profesoară de limba și literatura română, doamna Gheorghița Peter, nu știu că mai trăiește în Cluj, care m-a provocat să scriu, așa am început să scriu, sigur, cum poate scrie un elev de clasa 6-a, destul de naiv și în fine, poezii la care azi am râdeam îndoi cu gura până la urechi, dar e omul care mi-a pus în mână niște cărți dintr-o bibliografie care nu era cea oficială a regimului. Așa am ajuns să citesc Valeriu Anania, Varghezi, să aflu despre Rugul Aprins, citesc lucruri despre care
nu știam absolut nimic, să aflu un pic despre Noica, despre Cioran. Adică femeia asta mi-a deschis apetitul spre, spre altceva. Asta a fost. Crezi că ai noștri tineri au astăzi un asemenea apetit spre altceva decât modernismele lumilor? Da, eu cred că nevoia lor e exact cea pe care ai menționat-o, nevoia de mentorship e reală. Ei poate nu o conștientizează, dar de fiecare dată când sunt expuși la astfel de întâlniri memorabile, ei rămân cu ceva și au această curiozitate de a căuta dacă sunt stârniți, dacă sunt provocați, dacă sunt lăsați așa, nu poți să ai pretenții. Revenind la ideea de mentoriat, tu vorbești cu foarte multă reverență și cu admirație de doi oameni care ți-au marcat ție debuturile tale în lumea filmului, Mircea Veroiu și Lucian Pintilie. Cine ți-a fost mentor? Pintilie, pentru că a fost o întâlnire plină de miez. Am fost asistentul lui aproape un an de zile la un film pe care l-a regizat prea târziu, un film despre minele din România și cumva sentimentul ăla de final de drum, oameni care muncesc degeaba, niște conținuțe, niște condiții animalice în Valea Jiului, ceea ce în fine, la final, după câțiva ani de la finalul filmărilor, s-a cam și întâmplat, nu toate minele s-au închis. Dar spun că a fost o întâlnire plină de miez pentru că am ajuns să cunosc omul Pintilie, am ajuns să înțeleg ce înseamnă rigoarea în meseria pe care mi-am ales să o fac. Am văzut și nivelul de, cum să spun, de exigență pe care îl impune întregii echipe. Show-urile pe care le făcea motivat sau nu. De exemplu? Nu erau telefoane mobile, nu? Și te suna, toată lumea era paralizată de ideea că sună telefonul de la maestru și să nu fie acolo în birou. Evident, ceea ce pare ridicol azi, nu? Când avem cu toții o anumită etichetă, cod al muncii și nu trebuie să... Nu, acolo trebuia să fii tot timpul available. Și țin minte că odată am plecat, nu știu, să mănânc plăcinte în oraș, nu știu, m-am întâlnit cu o fată, nu am lipsit câteva ore. Dom'le, a sunat de 4 ori sau de 5 ori și seara am fost chemat la o discuție în care mi s-a spus, dragă Tudor, maestru e nemulțumit, adică trebuie să te gândești totuși, dacă vrei să continui să lucrezi, trebuie să fii acolo, practic când vrea el, tu trebuie să fii la dispoziție. Sigur că, în fine, asta era o formă de alint, o formă de a fi tot timpul la dispoziție dacă e nevoie de ceva. Am ajuns să ne cunoaștem, să ne respectăm, cred, și l-am înțeles, dar cumva întâlnirea cu el a fost până la urmă și modul în care i-am observat acest terorism în ghilimele pe care îl practica, mă rog, cu cei foarte apropiați. A fost o experiență de viață unică, adică tot timpul spuneam că ok, n-am făcut armata, pentru că n-am făcut-o, m-am fofilat cât am putut să nu pierd un an din viață, ceea ce mi se părea o aventură stupidă și inutilă, dar armata mea a fost aceste 9 luni, 10 luni, nu doar de coabitare cu Pintilie și hachițele lui, dar am coborât în mine, am avut parte de lucru cu mineri, cu, deci, multe senzații dure pe care, cum să spun, a fost o armată bine executată. Istorisirea ta reactivează două mențiuni. Unu, să știi că armata nu e o perioadă pierdută. Din punctul meu de vedere, e o perioadă câștigată. Eu am făcut armata, în paranteză, printre maghiari,
Și am fost avertizat că ce rău va fi printre maghiari la Târgu Mureș. A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Și a doua mențiune, când tu povestești, eu mă gândesc la generația nouă, cu care mai am și eu contact ca angajator, ca avocat, lucrând cu tineri, a căror principală preocupare este work-life balance. Dacă îi spuneai lui Pintilie, domn Pintilie, păi mă interesează balanța dintre lucru și viață privată, ce ar fi zis? Mă trimitea acasă din prima. Țin minte că eram la Petroșani, lucram la film și el aștepta în fiecare seară programul echipei de filmare pe a doua zi, pe care, evident, neexistând computer, nici nu știu cum îl făceam. Făceam de mână, nu știu cum se făcea pe vremea aia, nu exista. Și îl strecuram pe sub ușa de la ușa camerei de hotel, da? Și el îl primea noaptea, se trezea dimineața la 6, eu lăsam de cu noapte. Într-o noapte m-am dus și eu cu băieții la băut, am ieșit în Petroșani, un loc sau două, nu cred că aveam mai multe. Și sigur că după o bere, două, trei, s-au mai făcut și altele și am ajuns spre dimineața acasă și am zis, domne, fac eu ce am de făcut într-o oră. Doar că atunci pe la 6 când am venit să-i las documentul, văd lumina și zic, aoleu, zic, acum să vezi tu ce va urma a doua zi când va spune că el n-a găsit precis, de aia n-a putut să lucreze, n-a putut să creeze și de asta a ieșit proziua că n-a avut chestia asta. Și m-am tot gândit cum să... Și i-am pus documentul, dar așa cât să... Pară că e nici jumate la el, jumate în afara hotelului, în afara ușii. Și a doua zi mi-a spus, de la pauza de masă, zice, dragă Tudor, dar ce s-a întâmplat că de-abia am găsit plicul ăla? Era, zice, împinge-l și tu mai tare, zic, domn Pintilie, da, probabil, grosimea ușii, ceva s-a întâmplat, dar se vede că la, eu sunt convins că el știa foarte bine sau a înțeles de ce, dar, cum să spun, n-a scăpat, de fapt, să-mi spună că... Mă întorc puțin la relația maestru-ucenic. Ce sfat ai da astăzi unui tânăr care își caută drumul viață? Să meargă pe mai multe drumuri, să nu se grăbească. E singurul, să fie curios, să fie... Mi se pare că azi, mai mult ca oricând, ai o șansă extraordinară de a călători, de a vedea multe lucruri, de a experimenta drumuri, meserii. Cred că ai o șansă fabuloasă de a nu repeta situația asta în care era generația noastră, sau eu mă simțeam tot timpul cu această nu era povară, era o greutate imensă a unei decizii. Unde dau la facultate? Ce vreau să mă fac? Și aveam sentimentul că I have to pick up a lane și drumul ăla, adică nu există, nu pot să merg decât pe un drum. Din fericire, azi cred că aș, inclusiv băiatului meu sau oricui, aș spune, ia-ți timp să poți să glisezi, să vezi, să călătorești, să greșești. Cred că e parte din căutarea unui drum. Și dacă ar fi să vorbim despre drumul în lumea artistică? Cineva ar vrea, aș vrea să fiu și eu, când sunt mare, vreau să fiu ca Tudor Giurgiu. Tu ce îi spui? Îi spui, dă cum am dat eu la medicină și fentează examenul ca să faci regia apoi? Sau... Știi, e întotdeauna când sunt întrebat, spun tuturor că nu există nici modele repetabile, nu există rețete, există muncă multă, există și noroc, există un grad atât de mare de hazard, cumva în toată, și nu știm, adică sunt oameni tineri pe care i-am văzut și pe care aș fi mizat că vor face ceva în meseria asta, s-au pierdut pentru că n-au fost suficient de încăpățânați, n-au fost suficient de determinați, aveau poate și alte căi, soluții de s-au pierdut.
Deci nu aș putea să spun nimic, să ofer nicio rețetă miraculoasă. Cred că e parte de fapt, dar știu în egală măsură că dacă nu tragi tare, dacă nu perseverezi, dacă nu vrei cu adevărat un lucru, n-are cum să se întâmple. Adică e... Îmi amintesc în contextul ăsta că ai povestit despre primul tău job, primii tăi bani câștigați prin trudă. Și mă corectez dacă greșesc, dacă am înțeles bine, primul tău job a fost de asistent de cameraman. Da. În concertul Michael Jackson, nu mai țin minte ce an, 92, cred. 92 la București. Și povesteai într-un context că a fost greu din cauza deciberilor care ți afectau ție toate cele. Bașii care te zguduiau pe tine însuți. Și spui că ai primit ce ai făcut cu primii tăi bani? Nu mai ții minte? Cred că i-am păstrat... Și la un moment dat aveam nevoie de bani și cred că i-am schimbat. Pentru că nu... Primisești în dolari. Da, primeam, nu știu, 20 sau 30 de dolari și au fost bine, au stat bine cât au stat, după aia i-am schimbat că aveam nevoie de bani. Nu... Și de asemenea povesteai de un episod foarte hazliu la Hotel Jiu din Craiova, când ai primit bani cu sacoșa. Da. Asta s-a întâmplat, cred că, prin 98, 99. Făceam un spot publicitar la Deu pentru, după ce au filmat ei prin India, Polonia, au venit și în România o echipă de coreeni și așa am putut să, eram și eu, nu, un tânăr antreprenor cu o mică companie de producție și prestam acolo servicii pentru ei și am fost inițiat de către coreeni în această cultură a cum spun agențiile de publicitate din București, a rebate-ului, așa, oficial, trebuia să primesc banii, să spun mulțumesc și după aia să spun pentru că mi-ați dat niște bani, vă dau și eu niște bani și... Dar eu în continuare eram atât de probabil naiv și oricum comunicarea cu coreenii era foarte bizară. Și literal ei aveau acolo dolari în plasă și a trebuit să mi-au explicat. Primești dolari și după aia îi dai o parte din dolari înapoi domnului producător. Ok, da. E bine măcar că știam ce am de făcut, adică decât să rămâi în ceață așa să nu știi ce faci. A fost foarte simpatic. Era vremea în care... Banii pe șină, da. Te sperie perspectiva monedei digitale? Mă sperie pentru că nu înțeleg. Eu sunt, mă consider cât de cât totuși pricep lumea în care mă aflu, mă aclimatizez ușor la schimbări, dar cumva... N-am trecut nici la Kindle, de exemplu, oricât îmi spun, sau la alte metode de a citi cărți. Nu știu, e o chestie de comoditate, de obișnuință, să simt hârtia, să de asta banul, la fel, pentru mine are. Adică mi-e foarte greu să-mi proiectez existența într-o dimensiune atât de virtual, digital și să nu mai am contact cu niște obișnuințe sau cu niște, am și eu, mici ritualuri, mici plăceri. Și ești mai degrabă bucuros sau trist că îți vine greu să te adaptezi cu noua tehnologie și cu modernitatea zilei de azi? Nu știu, eu nu sunt trist. Adică mi se pare că de foarte multe ori văd lucrurile bune, adică cred că tehnologia ne-a schimbat viața atât de mult. Te ia doar platformele de streaming și ce poți vedea pe ele și ușurința cu care poți consuma astăzi conținut de toate felurile. Mi se pare că suntem într-o poziție foarte bună, deci nu sunt trist deloc, dar...
am niște lucruri la care țin, la care mi-e greu să-mi imaginez că mă pot aclimatiza să fac altfel. În legătură cu aceste platforme, îmi ridici mingea la fileu, sunt ele un pericol pentru cinemaul pe care îl reprezinți? Știi, citeam zilele trecute în vacanță, am terminat de citit o carte scrisă de CEO-ul de la Disney Studios, Bob Iger, care descrie mult din anii pe care i-a petrecut acolo și I quote him, innovate or die, spune. Și cred că în tipul ăsta de nevoia marilor studiouri de a găsi noi feluri de a oferi publicului, nu, filmele spre consum, așa a apărut ideea asta a platformelor și nu cred că strică, nu cred că efectele pe termen lung vor ruina cinematograful. Cred în continuare că lumea se va duce la film în număr la fel de mare, pentru că au nevoia asta de a vedea filmele în public rămâne. Da, dar vezi, datele statistice te contrazic. Foarte multă lume preferă confortul fotoliului de acasă, al cafelei de pe noptieră și al unei vizionări în tihnă doar cu cei apropiați sau de unul singur. Și aici, pe de o parte, avem de ales între acest tip de confort, care este indiscutabil, da, un atu serios, și emoția colectivă pe care tu o trăiești în contactul cu ceilalți în sala de cinema sau cum tu spuneai, la un festival de film. Da, dar cred că sunt una din marile mele curiozități anul ăsta este să văd câți bani va face Tom Cruise cu noua Misiune Imposibilă. Stă să se lanseze acum, azi a apărut prima cronică, încă n-am apucat să o citesc. Ieri a declarat că vrea să ajungă precum Harrison Ford și să facă Misiuni Imposibile până la 80 de ani. Să vezi Misiune Imposibilă într-o sală de cinema bine dotată, sonor, să vezi efectele și toate stunturile și tot spectacolul ăla în compania, nu știu, 300 de oameni, 500 de oameni, cred că e un spectacol pe care nu îl poți avea acasă orice îi face. Ori de asta cred și sunt optimist în viitorul acestui tip de experiență, așa cum ai descris-o și tu, și cred că uite, și la festival se întâmplă la fel, oamenii au nevoie fie și o dată pe an să se întâlnească și să vadă filme de care probabil nici n-au auzit, că asta e, nu, frumusețea, că nu vezi aceleași filme pe care le regăsești într-un click sau două pe platformele de streaming. Deci eu cred că lucrurile se vor regla și acest tip diferit de consum ele vor coexista, nu? Vizionarea acasă cu fără mari probleme. Revenim puțin la film și la cinematografia românească. Te-ai plâns în repetate rânduri de slaba finanțare și dezinteresul instituțional pentru filmul artistic local. Cum motivezi tu asemenea dezinteres? Dezinteresul vine din lipsa unei culturi adecvate, a unei curiozități, a unui consum și dintr-o necunoaștere totală a extraordinarului impact pe care îl poate avea cinemaul la mase. Am avut și am în continuare acest sentiment că generații întregi de politicieni post-1990 nu au înțeles nimic din ce s-a întâmplat și acum vorbim strict de propagandă și vorbim strict la nivel ideologic, dar ei nu au văzut ce s-a întâmplat cu regimul, nu,
din Germania lui Hitler, când Goebbels și propaganda au făcut chestii fabuloase, ajutați de cineași reputați din Germania, faimoasa Leni Riefenstahl, care a făcut niște filme de propagandă, au dus filmul de propagandă la un nivel de artă extraordinară, iar nu mai departe de Sergiu Nicolaescu, care nu a primit acest card blanș de la regimul Ceaușescu să facă toate epopeile istorice la care azi ne uităm și spunem, wow, filmele alea nu s-ar mai putea face azi, s-ar mai putea face, ba din potrivă, cu mult mai mult succes și cu mai puțină mistificare a trecutului, dacă ar exista bani și dacă ar exista interes pentru pentru istoria noastră și pentru a reda publicului the facts as they were. Deci de asta spun, mi se pare că nu a existat deloc preocuparea și înțelegerea faptului că cinemaul e un fenomen social și poate ajuta lumea să-și înțeleagă până la urmă istoria, să priceapă de unde venim, ce facem. Alte țări au făcut asta și cu mai mare succes. Legat de asta, te auzeam cândva spunând că ești preocupat sau pasionat de povești istorice mai puțin cunoscute publicului larg. Uh-huh. Povestea de la Sibiu din 89 ai pus-o într-un film artistic. Revin asupra subiectului, nu uit, evident. Ce alte subiecte ascunse ale istoriei naționale te-ar pasiona pentru a le scoate pe ecran? Mă preocupă 23 august, pentru că am citit câteva cărți și, evident, afli cu totul altceva decât narrativul stupid pe care l-am învățat noi la școli. Mă preocupă anii 50, anii 60, lagărele de muncă și cum intelectualitatea, burghezia și mulți alții au fost trimiși de la Canal, la Periprava, în Delta, în multe, multe alte locuri. Mă preocupă relația toxică dintre Biserica Ortodoxă și putere, mă preocupă multe lucruri. Dar cumva încerc să-mi explic. E interesant, mă întrebai de vârstă, acum 30 de ani sau 25 de ani aveam deloc aceste apăsări. Acum însă, după această perioadă de acumulări, după lecturi, încep să vezi că e important să vorbești despre aceste subiecte, pentru că ele cumva nu, lumea nu le știe. De ce spui că relația între Biserica Ortodoxă și putere e toxică? Păi, așa a fost, ani de zile, cum să ai, adică asta mi se pare de neconceput, să ai o, vorbind de o țară în care bisericile au fost demolate, iar biserica pactiza cu puterea comunistă, patriarhul era invitat, era Biserica Ortodoxă, de asemenea, a preluat tot patrimoniul Bisericii Catolice. Sunt lucruri nelămurite și neclarificate despre care lumea nu vorbește. Ori cred că fără să facem, cum să spun, fără, nu vreau să fiu aici cel care dă cu piatra, dar cred că dacă nu vorbim despre lucrurile astea, nu vom înțelege deloc de ce în construcția noastră de stat, de societate, biserica a ajuns să fie atât de proeminentă. E un exemplu, sigur, și în alte țări sărace, procentul de încredere în biserică, în armată, e cam la fel precum în România. Dar mă frământă lucrul ăsta și sigur că am propriile explicații și mă gândesc să fac un film despre asta. Și să înțeleg că te surprinde gradul de încredere în Biserica Ortodoxă? Asta nu mă surprinde. Mi se pare firesc și mi se pare, de fiecare dată când văd pelerinaje și de fiecare dată când văd, mă uit cu mare atenție și văd asta dintr-o perspectivă deloc tabloidă, cum de multe ori vezi prezentate pe posturile TV. Mi se pare înduioșător, frumos, emoționant când văd oameni de vârsta bunicilor
oameni care au nevoie de miracol, oameni care au nevoie de credință. Da, mi se pare frumos asta. Mă bucur să spui asta, pentru că eu chiar cred în spiritul și nevoia de unitate pe care poate să o confere Biserica Ortodoxă. Revind, Tudor, cu o curiozitate, promenea din aur de legătura dintre film artistic chiar, și propagandă. Și știi foarte bine că în toate epocile istorice, filmul a fost utilizat și pentru susținerea propagandei oficiale, pentru manipulări colective, pentru ceea ce, ca instrument a ceea ce se cheamă soft power, până la urmă. Evident. Cum ți se pare că e trendul de azi din perspectiva asta? Nu cred că există neapărat azi un trend anume în această direcție. Cred că sunt mai interesante filmele care cumva filmele documentare, mai ales care vorbesc despre tema asta. Am văzut de curând la TIFF un film suedez absolut remarcabil, se numește Ce mașinărie fantastică, film care vorbește de fapt despre evoluția limbajului vizual și despre cum, sigur, dacă luăm de la imaginea trenului în gara al fraților Lumière, cum imaginea ne-a schimbat pe noi, oameni, societăți, cum până la, e sigur, epoca TikTok, selfies, și vezi de fapt ce impact extraordinar au imagine filmate. Și dacă, sigur, vorbim de propagandă și de arta asta de a avea un demers care servește anumite ideologii, lucrurile, sigur, devin destul de perverse și personal încerc să le cam miros, încerc să stau departe de tipul ăsta de demers. De fiecare dată când văd că un astfel de film vine să servească sau să apere o anume poziție, ideologie, stau departe. Adică încerc să nu-mi pierd timpul, pentru că miros compromisul, miros fake-ul, miros... Câteodată poate mă înșel, dar de multe ori și așa se întâmplă. Regizorii de astăzi și în mod particular regizorii români simt asemenea presiuni ale ideologice? Nu cred. Cred că, sigur, cei foarte tineri sunt, spre deosebire de generația noastră, ei sunt o generație care s-a coagulat și care s-a format și a căpătat o conștiință socială odată cu protestele de la Roșia Montană, apoi tot ce a urmat, Piața Victoriei și așa mai departe, Dragnea, Ordonanța 13. Sunt oameni care s-au trezit deodată, adunați împreună pe teme care altă dată poate erau de neconceput, nu, apropo de mediu, schimbări climatice și așa mai departe. Dar nu... Și cred sigur că poate sunt mai de stânga, să spunem așa, față de noi, dar nu cred că au agendă în direcția asta. Cred că mi se par mult mai curați și mult mai bine intenționați decât, nu știu, alții. Da, nu vreau să mă îndepărtez de linia de dialog pe care am inițiat-o, dar vreau să deschid o paranteză. Ai pomenit trei momente, demonstrațiile Roșia Montană, da. Piața Victoriei, Ordonanța 13, de tineri care s-au găsit reuniți de niște idealuri. Nu crezi că au fost și manipulați? Păi, manipularea e, cum să spun, parte din joc. E parte din, eu la rândul meu, nu am făcut filmul ăsta despre care o să vorbim, filmul despre evenimentele de la Sibiu din decembrie 89. După ce am stat ani de zile, aproape 3 ani de zile în cercetare, și vezi la un moment dat
știe, e, ai acest sentiment de, pare că vălul, perdeaua aia de fum din fața ochilor dispare și începi să vezi clar ce s-a întâmplat. Și vezi clar manipulare, vezi clar dezinformare, vezi clar acest misterul teroriștilor, care era și în Sibiu și peste tot. Constructul ăsta fabulos, care de fapt a învrăjbit oameni, a făcut pe unii să omoare pe alții, teroriștii, acest dușman suprem al... Nu e cu mult diferit ce s-a întâmplat și în recent. Sigur că au fost la rândul lor dirijați și... Foarte, foarte scurt, mi-aduc aminte de întâmplare trăită de mine personal în facultate, când era imediat după Revoluție, în februarie 90, când șefa Ligii Studenților de atunci vine la noi în anfiteatru și spune: trebuie să mergem la ambasada Albaniei, se trage în studenții albanezi la Tirana. Noi, entuziaști, nevoie mare, ne-am încolonat cu toții și am plecat la undeva în primăverii în fața ambasadei Albaniei de la București și am început să strigăm și țin minte că strigam sloganuri care sunau cam așa: Rami, Zalia, ai distrus Albania și nu trageți în frații albanezi. Și venea un nene de la poartă de acolo și spunea: domne, nu s-a întâmplat nimic, nu se trage la Tirana. Și noi îl admonestam, spuneam: așa zicea și Ceaușescu pe vremuri, pe la Timișoara, nu-i nimic. Și iar începeam și ne-am mudat la picioare, am făcut cărare prin zăpadă și am scandat și am mărșăluit până s-a făcut noapte. Omul mai ieșea, noi îl huiduiam, el iar ieșea și să conteste și îl huiduiam și am ajuns la cămin. A doua zi dimineață a venit un coleg foarte spășit care ne-a spus: am aflat, de fapt... un grănicer la granița dintre Albania și Italia a tras un foc de avertisment când cineva a vrut să treacă. Ei bine, cam așa se întâmplă adesea în istorie, că masele se lasă manipulate, dar am promis că nu mă îndepărtez de subiect și revin. Voiam să te întreb, te-am întrebat de presiuni ideologice pentru că m-a interesat reacțiile prilejuite de declarația lui Andrei Șerban, care motiva o demisia lui din mediul academic american, da, pentru că i s-a cerut practic să fie de acord cu tot soiul de criterii în selecția personajelor, dacă nu mă înșel, făcea referire chiar la Romeo și Julieta. Și vezi un pericol în asemenea imixtiuni ale ideologiei oficiale în actul expresiei artistice? Eu am mai și scris despre asta. Mie mi se pare că trăim vremuri grele din perspectiva asta. Nu mi-aș fi imaginat vreodată, nu? Mai ales după ce am trecut de comunism, unde erau alte... Era altă grilă prin care nu erau evaluate proiecte, erau evaluați oameni. Acum am ajuns să trăiesc vremuri în care, vorbesc de zona pe care o știu, filmele, te uiți la festivaluri mari, nu înțelegi de ce anumite filme sunt premiate. Ajung acolo în selecție să fie premiate. Pare că totul este făcut urmarea unor analize de laborator în care cineva hotărăște câte femei trebuie să fie prezente, câți bărbați, subiecte de un anume fel, minorități sexuale și mai departe. Adică mi se pare că devine, asta mi se pare înspăimântător, e foarte puțin, se vorbește foarte puțin despre calitate, emoție, ce transmiți, mesaj. În rest avem mult timp pierdut pe analize, pe grile. Depunem proiecte europene pentru finanțări și ajungem să discutăm despre, suntem punctați pentru amprenta de carbon pe care filmele noastre și producțiile noastre o lasă și avem
bugete de nerâd de toată lumea, nu avem bani să aducem suficiente camioane pe câte ne-am dorit la filmare, nu găsești un autobuz din anii când vorbim și iar alții, cei care ajung de fapt să scrie aceste reguli, să și fie, cum să spun, plătiți regește, sunt tocmai cei care, vă spun, au, care lasă această amprentă, care zboară cu jetul dintr-o parte într-alta. Adică mi se pare o, devine o situație de asta de un comic absurd și din nou pentru cineva care n-a trăit în comunism și n-a trăit alt tip de situații absurde, e cumplit de greu de înțeles. Deci eu am un sunt foarte rezervat, sceptic pentru, am sentimentul că lucrurile se vor înrăutăți și nu știu încotro ne îndreptăm. Pot să vin cu un test? Pot, nu? Mm-hmm. Când erai copil, visai să fii comentator sportiv. Mm-hmm. Mărturisesc în paranteză că și eu visam același lucru, că am crescut amândoi cu Cristian Țopescu. Mm-hmm. Și eu nu uit comentariul lui din 76, de altă erai mic, erai puștan. 76 la Montreal, Nadia Comăneci. Uh-huh. Și comentariul lui cu meciul România cu URSS la handball, nu știu dacă ți-l da, l-am văzut înregistrat. Închid paranteza. Ai vrut să devii comentator sportiv. Premisa numărul 1. Uh-huh. Premisa numărul 2, îți place tenisul. Uh-huh. Și acum testul. Uh-huh. Ești comentator sportiv al meciului pe care astăzi îl joacă Sorana Cârstea la Wimbledon. Faci în comentariul tău aluzie la recentul ei apel pentru prezervarea masculinității bărbaților, a feminității femeilor și a inocenței copiilor sau nu? E un test bun. Mulțumesc. Probabil că cred, eu sunt geamăn, știi, și întotdeauna mă iau o hotărâre, după aia îmi contrazic hotărârea, revin. Deci probabil că gândul inițial ar fi de a nu atinge acest subiect pentru a nu genera iară tapaj. Și... Dar după aia mi-aș fi dat seama cu o oră înainte de a intra în emisie că nu pot să nu vorbești despre elefantul din sufragerie. Și cred că aș fi vorbit despre asta. Și mi s-a părut foarte... Mie îmi place când există astfel de debate-uri. Adică cred că, până la urmă, de asta am și făcut film despre Ilie Năstase, de un personaj spumos cu atât de multe prostii făcute și cu atât de multe... atât de ușor îl poți acuza și să-i sar la gât. Astea sunt personajele care mi se par interesante. De ce am vorbit despre oameni terni, plicticoși, care n-au nimic de spus sau care fac totul by the book și politically correct. Păi tu, da, ți se pare că e ceva incorrect politic când spune deloc, că... Deloc. Deloc. Până absolut. La urmă, iar atacurile la adresa ei... Absolut aiurea. Absolut aiurea. Mulțumesc. Mă interesează, Tudor, faci parte dintr-o generație, am numit-o de aur, care a... prin realizările ei a făcut mai vizibilă România pe harta culturală a lumii. Sună pompos, nu-i așa? Așa e. Da, așa e. Și mă interesează, e o curiozitate reală. Tu crezi că aceste realizări artistice excepționale au dus la îmbunătățirea imaginii noastre în lume, ori dimpotrivă, prin subiectele abordate, temele tratate, au întărit niște prejudecăți rele despre România și români? În mod evident, răspunsul e prima variantă a răspunsului, nu a doua. Am întâlnit și am mers în toată lumea, crede-mă, și am vorbit și cu oameni de meserie, dar și cu alți oameni care nu erau neapărat expuși cinefil sau așa, dar care spuneau, au auzit sau au văzut o parte din filmele acestei generații și au spus, bă, sunt foarte tari. Am aflat
multe despre voi, ca popor, țară, văzând aceste filme. Am înțeles ceva din istoria voastră, am văzut moartea domnului Lăzărescu, am vrut să văd și altceva. Am văzut a fost sau nu a fost al lui Porumboiu, am fost curios să văd mai multe. Deci aceste filme au, mi se pare că au deschis o nesperată și o șansă incredibilă pentru România de a fi prezentată, de a fi promovată, de a fi așa on the spotlight în toată lumea. Nu s-a întâmplat asta nici cu pictura, nici cu literatura, nici cu teatru. Putem continua. Ce s-a întâmplat în filmul românesc în ultimii 20-30 de ani e unic. Împărtășesc întru totul teza ta. Te întrebam doar pentru că am văzut și critici la adresa capodoperilor noastre, de care chiar și tu vorbeai, care mă puneau pe gânduri. De exemplu, 432, un film despre avort. Am fost contrariat, pentru că 432 este și despre avort, dar nu este doar despre avort. Ai pomenit de moartea domnului Lăzărescu. Mă întrebam pentru că tema filmului, un bătrân plimbat de la un spital la altul, într-un sistem care n-avea niciun fel de coerență, putea să atragă și anumite, confirmări ale unor prejudecăți despre România și sistemul medical românesc. Da, și pomeneai de a fost sau n-a fost. Un film grozav al lui Porumboiu, care pune pe ecran o temă extraordinară. Mie cel mai tare îmi place titlul. Da. Dintre toate, cel mai tare. A fost sau n-a fost o revoluție? Îți dai seama, dacă tu stai să te întrebi dacă a fost sau nu a fost revoluție, e foarte grav. Da, dar asta, știi, vine, e doar sentimentul nostru, de n-aș spune că venim neapărat dintr-o cultură mică, nu despre asta e vorba, dar e sentimentul nostru de ne e teamă să fim judecați, ne e teamă să fim percepuți mai rău decât suntem, dar cei care fac astfel de aserțiuni nu știu că, spre exemplu, Lăzărescu a avut un succes imens, dacă e să vorbim o țară din lume unde a rupt, acea țară e Statele Unite ale Americii. Dar l-a fi pus printre primele 100 de filme ale lumii. Da. Unde sistemul de medical care al lor, cu toate reformele care nu s-au mai făcut sau s-au făcut, acolo e jale, e colaps. Adică ei au, pentru ei Lăzărescu, ei au avut sute, mii de Lăzărescu. Ori oamenii români au așa un sentiment câteodată când văd filmele astea, aoleu, ne facem de rahat în lume, o iară. Dar asta e din nou, din dorința asta noastră. Țin minte pe vremuri un profesor fabulos al meu de istoria filmului, domnul Litera, îmi povestea că la fel s-a întâmplat în Italia după război, când erau și în toate filmele italienești erau așa un escapism și o evaziune din... Era epoca telefoanelor albe, totul era burghezi vorbind la telefoane albe, așa, și rămas epoca asta. Filmele astea vorbesc despre... și sunt un fel de oglindă, poate dură. Da, da, mă bucur că punctezi în felul ăsta și răspunzi în felul ăsta, pentru că era mai degrabă o provocare decât o curiozitate, pentru că sunt într totul de acord cu tine că, evident, am și început cu premisa, filmele ne-au scos în lume și ne-au pus pe o hartă a lumii artistice, cum n-au făcut-o, sunt de acord cu tine, cum n-au făcut-o celelalte arte. Bună ocazie să ajungi și la filmele tale, cu îngăduința ta să te chem la un interogatoriu. Ți-am văzut filmele, mi-au plăcut foarte mult și așa, foarte pe scurt, din fiecare... Când vorbești despre oameni și melci, ce te-a mânat în luptă mai mult? Protestul la adresa unor privatizări frauduloase sau accentul pe soluția numită vânzarea de spermă pentru salvarea celor fabrici în faliment? Niciuna, nici altă. M-a mânat dorința de a face o comedie, bucuria întâlnirii cu un scenariu foarte simpatic, o întâmplare despre care știam prea puțin, extrem de
de bizară soluție și de gest disperat, nu, de a-ți salva situația ta personală, dar și a fabricii. Și, sigur, subsecvent mi-a plăcut să mă refugiez, să mă întorc în lumea despre care povesteam, The Wild 90s, haosul, sentimentul ăla că totul se putea răsturna, totul era, puteam protesta, dea jos guvernul. Și atenția asta la oamenii, sau să mă duc spre oamenii, când zic mici, nu mă refer la oamenii simpli, oamenii al căror destin, oamenii care nici n-au înțeles prea bine ce li s-a întâmplat. Adică sunt oamenii care erau, deodată își pierdeau locul de muncă și literally, știi foarte bine, nu pricepeai cum. Tu ai lucrat ani de zile la stat, și deodată tu rămâi pe drumuri. Ce faci? Oamenilor nu le-a explicat nimeni, ei nu au fost pregătiți. Programele de privatizare și de educare în antreprenoriat au venit târziu. Și cum? Cum explici? Deci astea au fost așa drive-urile pentru mine și îmi doream să fac un film foarte cald și nostalgic despre perioada și despre destinul acestor oameni. Cald și nostalgic a și ieșit. După cum cald și foarte plin de umanitate, a ieșit și Parking, pe care l-am văzut, să mărturisesc, la Cluj, la festivalul de film TIFF, nu mai țin minte ce ediție, 2019, parcă? Da, da. Și m-am bucurat foarte tare că sala a fost arhiplină și lumea a primit filmul cu mare entuziasm, o poveste romantică, o poveste foarte frumoasă, repet, încărcată de umanitate și de emoție și de umor și de tristețe și de... Și vreau să te întreb cum a fost primit filmul în afara țării. Mesajul a fost unul care se adresa cumva, a fost un mesaj universal, evident, dar în film se regăseau preponderent oameni români plecați din țară. Da. Paradoxul e că e un film care n-a circulat foarte mult. Nu știu dacă datorită COVID-ului sau nu-mi dau seama că a urmat ulterior, dar a fost un film, un hibrid interesant și ciudat deopotrivă. E prima dată când am lucrat un film într-o limbă străină, un film care e vorbit în spaniolă 95%, cu un actor român, cu o distribuție spaniolă, filmat în Spania. Și nu cred că a fost, cred că a fost văzut puțin diaspora. E un emigrant foarte atipic, total diferit de emigranții tradiționali. Poet bistrițean sau sibian. Poet din St. George care pleacă așa să înceapă un nou capitol în viață, renunță la familie, la... vrea să e furat de mirajul unui restart în viață. E tipul ăsta de personaje nu diferă total de modelul emigrantului pe care noi îl știm. Și de asta cred că filmul a fost, până la urmă, n-a circulat pe cât mi-aș fi dorit. Acum mă opresc la de ce eu. Am avut ocazia să mai comentăm pe subiectul lui De ce eu, inspirat din povestea reală a procurorului Panait. Și mă interesa care a fost sau care e percepția ta asupra ecoului acestui film în justiția autohtonă. A avut vreun impact? Nu sunt prea puțin în măsură să realizez asta. Știu doar că de fiecare dată când vorbesc cu oameni care sunt în sistem, o mare parte din ei l-au văzut. Mulți tineri l-au văzut de curiozitate, alții îmi spun că le amintește și o radiografie foarte bună, poate chiar se putea face, putea să fie mai apăsat felul în care erau descriși începutul anilor 2000.
și cred, bănuiesc că a fost văzut, altfel nu-mi imaginez. E un film care a lăsat multe, multe comentarii, a lăsat multe ecouri, e un caz mediatizat și cumva nu-mi imaginam vreodată că un film pe care l-am făcut va naște tipul ăsta de ecou și de feedback în ani. Ceea ce sigur mă umple de bucurie până la urmă. Te întrebam pentru că, după cum știi, în justiția românească a anilor 2010-2020 au existat numeroase abuzuri, numeroase încălcări ale drepturilor cetățenești și sistemul nostru a fost numit de mulți analiști ca fiind un sistem al procurorilor. De asta te întrebam de filmul tău și ecoul lui, pentru că în filmul tău e vorba de soarta și activitatea unui procuror. Da, dar știi ce e foarte interesant? E demersul meu, pentru că la rândul meu eu nu-mi imaginam că se va ajunge aici unde ai spus. Adică aveam o perspectivă foarte naivă asupra felului în care justiția tratează tipul de cazuri pe care tu le-ai menționat și mi se părea că toată goana asta, știi, după tot ceea ce făcea DNA-ul în timpul regimului Băsescu și toată acea justiție televizată și imaginile alea cu restrâneau, cum să spun, bucuria publicului că X sau Y îl vedeai în cătușe. Era o bucurie de asta care îmi amintea, după ani au trecut și mi-am mintea de acele momente când ne bucuram că îl vedeam pe Ceaușescu executat, adică niște senzații de astea atât de primare și de animalice care sunt greu de explicat, adică ți se face rușine după ani și sentimentul ăsta, știi, ai nevoie de ani să treacă, cum mi s-a întâmplat mie, după ce am terminat filmul. Am stat și m-am gândit bine văzând ce a urmat după și m-am gândit de fapt, ups, ăsta e tipul de sistem sau ăsta e tipul de justiție la care, nu, făceam un film despre anii 2000. E bine că s-a ajuns aici? Nu cred că e bine. Întru totul de acord. Oftez. Vorbind despre filmele tale, iată-te, e momentul să ne dezvălui și din culisele ultimei tale producții, cu promisiunea că după ce îl voi fi văzut și eu și după ce va fi oficial lansat, înțeleg, în a doua jumătate a lui septembrie. Început de octombrie. Te voi invita, sper că am cec în alb, că vii, să dezbatem pe marginea acestui film și a documentarului de care vreau să vorbesc în continuare. Să dezbatem despre libertate. Despre libertate. Prin urmare, ce te-a motivat să cobori în analiza istoriei de la Sibiu? Nu aveam nici cea mai vagă idee sau preocupare. Voi face un film despre evenimentele din decembrie 89. Nu știam ce s-a întâmplat la Sibiu. A fost o întâmplare, un subiect pe care trebuia să fac altcineva, mi-a ajuns pe mână și când am citit am zis, wow, it's a movie, e o poveste, de fapt, o poveste atât de complicată, dar care în toate datele ei, despre minciună, compromis, haos, relația asta toxică între armată, miliție, securitate, civilii care au nimerit carne de tun în tot acest teren minat. Și mi se pare că mi s-a părut, citind, că de fapt în mic e un bun pretext pentru a vorbi despre ce s-a întâmplat la scară mai mare în toată țara. E un film despre cum am gestionat acele clipe de libertate, cum ce-a înțeles fiecare cu libertatea câștigată
Și mă bucur, am arătat la TIFF prima dată filmul, la Cluj, a fost o sală plină și a fost foarte emoționant pentru mine să văd, să aud tăcerea care s-a lăsat în sală după finalul filmului. Oamenii au aplaudat târziu, furtunos, dar o să vezi, e un film care te lasă, cred, cu un, nu neapărat cu un gust amar, dar cumva îți vorbește și mi-am dorit asta despre toată relația asta noastră neconsumată, de fapt, cu trecutul. Și am avut senzația, lucrând la documentare, că tot gunoiul ăsta băgat sub preș de armată, de securitate, dar în special de armată în cazul ăsta, în ceea ce privește implicarea lor în evenimente, nu are cum să nu iasă la suprafață, nu are cum să nu lase urme în mintea oamenilor, în societate. Adică noi, până la urmă, suferim și din cauza acestei lipsei unei asumări bărbătești a trecutului, a acelei perioade, a unor greșeli, a unei manipulări pe scară largă, a unor greșeli umane, de leadership, ori lucrurile astea nefiind spuse clar, cu subiect și predicat, asta lasă urme așa, pe termen lung. Eu sunt de acord cu tine că era necesară o purgă, dar cine trebuia să o facă? Cine trebuia să vină cu acea asumare a trecutului care a fost păcătos? Nu știu cum e. Cel mai complicat e să dai sfaturi de cum să se facă, dar e mai ușor, într-adevăr, să faci ce fac eu acum, să spui nu poți nici... Soluția nu e cea de a mușamaliza totul, de a îngropa în instanță dosare în care vinovații erau evidenți, adică nu-ți trebuie multe cunoștințe juridice, dar sigur că multe din anchete au fost instrumentate de Procuratura Militară în anii 90, care a făcut tot ce a putut pentru a-și scăpa pe cei care erau acuzați. Ori asta ți arată, de fapt, și cât de bolnavă a fost societatea, în special în acei 10-15 ani după decembrie 89. Repet, n-am văzut filmul, sper să avem ocazia să reluăm subiectul în octombrie. Am citit despre film și am citit și un compliment care ți s-a făcut, care mi se pare, după părerea mea, de pus în top, numărul 1. Un copil, un tânăr, care s-a născut după Revoluție, zice că a înțeles ce a însemnat Revoluția grație filmului tău. Da. E un mare lucru. Da, da, e un mare compliment. E cel mai mare, cum spui. Da. Da. Dacă un copil care n-avea idee de ce înseamnă comunismul și ce a însemnat mișcarea populară etichetată, numită Revoluție. Absolut. E cel mai mare compliment posibil. Ajung și la un alt subiect și mă leg de cel anterior. Cum a fost să faci un film artistic în paralel cu un documentar? Și am în vedere documentarul despre viața marelui nostru campion Ilie Năstase, pe care tu l-ai intitulat Nasty și pe urmă l-ai schimbat titlul, înțeleg. Este Nasty More Than Just Tennis. More Than Just Tennis. Din fericire nu le-am lucrat simultan, pentru că sunt capabil să fac multe lucruri deodată, dar nici chiar așa. Am început să lucrez la Nasty atunci când eram cumva cu filmul celălalt destul de finalizat, la montaj, la mixaj, dar cumva a venit ca un tăvălug proiectul Nasty, pentru că ca mulți alții, avem senzația că noi știm ceva despre Ilie. Și în general știm că a fost un mare campion, știm că a câștigat turnee și știm că a făcut multe prostii în ultimii 10-15 ani și că are multe neveste și că a avut multe relații la viața lui, ca să fim foarte eleganți. Cam asta se știe despre Ilie. Dar
citind, întâlnind oameni quintesențiali din viața lui, de la Jimmy Connors, Bjorn Borg, McEnroe și toți cei pe care i-am intervievat, având acces la imagini de arhivă pe care le-am cumpărat cu bani, nu vreau să-mi amintesc câți bani au costat, am văzut un Năstase fabulos, un personaj care era pentru mulți rockstarul nu doar al tenisului mondial în acei ani, vorbim de anii 72, 73, 74 în special, era rockstarul sportului mondial, un om care era căutat pentru oamenii veneau pe stadioane să-l vadă pe el, era showmanul numărul unu, acceptau toate aceste trăznăi, unele făcute deliberat, unele sărea calul mai abitir decât făcea. Dar, în egală măsură, cum îmi spunea Billie Jean King, o luptătoare pentru drepturile femeilor, sportivelor, un om de o probitate morală, tot încercam să o fac să-mi spună și nu că ceva rău despre Ilie, dar să o fac să-l, știi cumva, să pună în balanță și îmi spunea, dragul meu, noi îl știam, dar așa e el, era capabil să aibă niște scăpări și derapaje mari într-o zi, dar noi îl știm, generozitatea lui, șarmul lui, farm, noi de asta îl iubeam. Lasă-le la altă, era parte din personalitatea lui, dar Ilie este un om de o delicatețe, Și până la urmă am acceptat ideea acestui personaj ambivalent cu foarte complex, despre care cred că a ieșit un film bun, zic eu. Abia aștept să-l văd și, repet, să reluăm discuția și despre acest film. Din câte am citit, în lumina acestui film, noi ar trebui să înțelegem două lucruri, dacă îmi permit sistematizarea asta. Unu, că Ilie Năstase are marele merit de a fi adus tenisul în arenă, uh-huh, în adevărata arenă. Uh-huh. A făcut tenisul spectacol care a atras lumea. Corect. Și l-a scos dintr-un loc marginal, punându-l cumva în centrul scenei. Și în al doilea rând, că personajele pe care tu le-ai intervievat ți-au arătat ție o parte a sportului pe care noi am abandonat-o. Umanitatea lor, incorectitudinea politică în dialogurile lor, poreclele pe care și le utilizau și le trimiteau unul la altul cu aluzii, evident, la negrotei, la negroni și la gipsi și la și vreau să te întreb, tu vezi că evident că sportul de azi, tenisul de azi în particular, a evoluat și s-a mercantilizat, dacă îmi permiți expresia, și s-a robotizat și nu mai avem epoca Năstase a show-ului făcut de dragul show-ului, ci avem un sport care este subordonat exclusiv succesului și banilor. Uh-huh. Și vreau să te întreb, e un real progres sau nu? Progres cred că e, dar în egală măsură ai pierdut mult. Adică cea mai bună comparație și cel mai bun text despre acest tip de relație trecut-prezent cred că o face scriitorul italian Alessandro Baricco în eseul lui Fabulos Barbari. Are o colecție de texte care a apărut, cred că, în Republica. Și vorbește despre faptul că, nu, despre cum compară de la vinul italian, fotbalul, nu face referire la tenis, el fiind mare fan fotbal, dar compară frumusețea, eleganța sportului și sigur felul în care vinul a apărut și era toate astea then and now. Now, când
nu au apărut italienii sau cu apărările ale lor la fotbal absolut infernale care au distrus spectacolul, sau când americanii au început să dea rating la vinuri și asta, cum să spun, a fost începutul sfârșitului pentru... Dar a ridicat industria la un alt nivel. La fel și în tenis, adică pierzi sau pierdut tipul ăsta de relație între jucători, de ideea asta că puteai, erau umani, erau, nu erau mașinile, roboții care sunt astăzi, care vorbesc cu rare excepții, vorbesc aceleași platitudini la final, la interviurile de după meci. Asta mi se pare că s-a schimbat mult, e mult mai profesionist totul, dar the human side s-a pierdut. Da. Dar făcea aluzie la faptul că cei intervievați, jucătorii în special, vorbesc cum joacă. Și pe de o parte îl evocai pe Nadal, care, așa cum spune, robotizat și în joc și robotizat și în formulele de salut și în tot ce face. Și pomeneai de McEnroe, care ziceai că este... cu totul și cu totul ieșit în decor. E ca la, ca în jocul lui de tenis. Absolut neschimbat. Au existat și păreri care să nu fie elogioase la adresa lui Ilie? Sigur, au mai fost cei care îl știu bine și care îl... Nu știu, Ian Codeș și Tom Ocker, care vulpoi bătrâni amândoi, la fel ca Ilie. Sigur că Îl citesc poate mai bine decât alții și iată, sunt europeni de-ai lui, știu din ce țară vine, din ce cultură. Nu, americanii în special erau, îl iubesc la nebunie, francezii la fel. Dar n-am întâlnit pe nimeni care să-l vorbească de rău. Am încercat, am fost cât pe aici să iau un interviu unui fost oponent, Hans-Jürgen Pohmann, cu care a avut un meci cu mari scântei la US Open, cred că în 7-6, meci care e prezentat in extenso în film, unde Ilie face niște lucruri urâte. Am încercat să stau de vorbă cu el, dar n-a acceptat interviu. Deci și acum regret că poate era bine să avem și o părere mai, să spunem, din cealaltă tabără. M-a bucurat enorm când am auzit că ai acest proiect, pentru că Irina asta se merită mai mult decât are acum. Și sper să, ca acest documentar al tău să restabilească cumva un just raport de forțe, să-i se dea fostului prim numărul 1 mondial statuia pe care o merită. Da, și în plus cred că cei tineri vor vedea, cred, un sports icon, adică n-a început totul cu, eu știu, cu Halep, cu Hagi, chiar și Nadia. Adică Ilie a fost prima vedetă globală pornită din România, la orice nivel. Tudor, înainte de a încheia, mai am câteva foarte scurte întrebări care pot părea disparate, dar mi-asum. Ai pomenit de Hagi. Cine e Hagi al generației de aur a filmului românesc? Sophie's Choice. Probabil că e... Cred că e Porumboiu. Porumboiu Hagi? Da. Deși, sigur că îi despart multe, dar Porumboiu are acele... Cred, din câte îl cunosc, nu suntem amici foarte buni, dar... Are geniu. Then and now, în filmele lui, la fel era și Hagi. Și e un om foarte serios. Un om, adică seriozitatea, faptul că e un tip atât de muncitor și bătăios și care își pune probleme. Și ăsta e Hagi.
la fel. Dacă îmi permit să glumiți, să sper că n-ai spus porumboiul pentru că a făcut un film despre arbitrajul tatălui lui în acel derby Steaua Dinamo. Spune-mi, în debutul întâlnirii noastre, când te-am prezentat, am făcut aluzie la statutul tău de regizor, de scenarist, de producător, de fost director de televiziune, de director de festival de film. Dintre aceste poziții, care ți-e cea mai apropiată sufletului? Ele, să știi că ele gravitează așa în jurul meu, ca un sistem solar, cu și fiecare an sau am altă, adică nu e o anume ipostază care să-mi fie cea mai dragă, dar în mod evident prima dragoste nu se uită niciodată și bucuria faptului că iată acum la maturitate mi-au ieșit niște filme bune, cred eu, filme de care sunt mulțumit. Asta mă bucură și de asta cred că regia rămâne prima mare dragoste. Prima iubire. Cum se împacă statutul tău de artist cu funcția administrativă de director al unei televiziuni? Greu, pentru că a fost o luptă grea între cele două personalități. Am abandonat 2 ani de zile, n-am mai făcut nimic în zona artistică. Dar cumva cred și sunt convins de asta că orice provocările mari rețin în viață, nu, sigur că poți să le refuzi, dar în general nu cred că trebuie să le dai cu piciorul. Cred că trebuie să le analizezi și întotdeauna m-am cam aruncat în luptă, m-am aruncat în așa cu capul înainte, zicând că o să fac să iasă bine. Nu s-a întâmplat tot timpul așa. Dar acolo a fost o contradicție fantastică între un sistem atât de bine osificat, închegat și rezistent la schimbare versus un nebun, un băiat tânăr, idealist, care era convins că poate schimba lumea. Nu a schimbat lumea, sistemul, iată, e la locul lui, imuabil, se mai uită la el 1% din populația țării, dar trăiește bine în continuare. S-a mințit poporul cu televizorul și în epoca ta? Nu s-a mințit poporul. Din fericire, nu cred că s-a mințit, dar cum să spun, am avut așa un sentiment că am avut așa rar sentimentul că de fapt am putea face lucruri extraordinare și cu televiziunea asta publică, dar 2, 3, 4 oameni sunt prea puțin pentru a schimba apa din acvariul ăla. În final, Tudor, revin la festival și revin către tine cu o curiozitate personală. Cum a fost întâlnirea ta cu Oliver Stone? Cum e personajul? Personajul e, îți dai seama, la extrem de controversat și de complicat, precum îl poți citi urmărindu-i interviurile și filmele. E un provocator. De prima mână, ne-am întâlnit la cină în prima seară, eram cu Mihai Kirilov. Nu am ajuns, cum să spun, nu am nici vinul, nu l-am băut. A treia sau a patra întrebare a fost cum e văzută Rusia la voi în țară, care e situația cu Ucraina. În 10 minute
ne-a explicat ce crede și nevoia de a, de a lua, de a nu cumpăra totul ezitiz, faptul că Zelenski e un clown și așa mai departe. În fine, lucruri pe care, în fine, cu toții le cam vedem, nu, de la distanță, și dacă vrem să analizăm lucrurile cu un pic de... sau să nu fim pătimași. Dar în egală măsură, dacă dăm la o parte teribilismele lui și el la cei 80 de ani, 81 de ani pe care îi are, cred, e la fel de teribilist în altfel, precum e și Andrei Șerban, precum mari creatori care, era Pintilie, dar dacă lași deoparte aceste teribilisme, vezi o conștiință preocupată, atentă la ce se întâmplă în țara lui, mai ales un om care a fost combatant în Vietnam, un om care chestionează raporturile lui cu istoria, raportul puterii cu deciziile care au avut un impact major împotriva sau la adresa umanității, dacă vorbim doar de Irak și așa mai departe. Deci mi se pare că a fost o întâlnire, au fost câteva întâlniri scurte, dar memorabile. Și mă bucur că am dezbătut mult în echipă ipoteza de a nu-l invita, tocmai pentru că știam că va crea oarecare stare de... așa, mulți spuneau, domnule, ce să caute Oliver Stone, e putinist, sau... nu e vorba despre asta, dar mi se pare un personaj viu și un om care își pune întrebări, un om care nu cumpără realitatea as it is. Îi putem chestiona, putem să nu fim de acord cu anumite păreri și opțiuni, dar asta nu înseamnă să-ți descalifici partenerul de dialog. Tocmai de asta te-am întrebat și interesul meu era legat de acest imens, dar imens merit al lui. De a pune pe masă o abordare critică a unor evenimente istorice care sunt covârșitoare, sunt extraordinar de importante, și el, într-un sens, putem spune că el a scris istorie. Și dacă e să ne referim doar la JFK, absolut. Absolut. Este un imens merit, dincolo de calitatea artistică a produsului lui. El se poate, cum să spun, poate revendica un loc în istoria, corect, contemporană a Statelor Unite. Și așa va și rămâne. Și așa va și rămâne, da. Am zis că e și un tenismen în devenire. Când îmi acord... După Libertate, vedem filmul și mergem la tenis. După Libertate, vedem filmul, vedem Nasty. A, după Nasty, de fapt, ieșim. După Nasty, da. După Libertate, ieșim să facem un match și, cu promisiunea ta, vom devoala telespectatorilor și rezultatul final, care ar trebui să sune foarte prietenește și care va fi 6-7, 7-6, 7-6. Mulțumesc foarte mult! Cu drag!